În timp ce la nivel național se desfășoară acțiuni mamut de destructurare a marilor rețele de trafic de droguri, cei de la nivel local își continuă rutina. Dar, după cum se vede, nici aceștia nu mai sunt în siguranță. În doar două nopți, polițiștii biroului Ordine Publică Deva au depistat 4 tineri, toți din Deva, care aveau un dispozitiv tip grinder, care conținea fragmente vegetale uscate, precum și țigarete confecționate artizanal. Atât țigareta confecționată artizanal, cât și dispozitivul de tip grinder găsit asupra celor doi tineri au fost ridicate de către polițiști în vederea continuării cercetărilor, în acest caz fiind întocmit un dosar de cercetare penală ce a fost transmis spre competentă soluționare polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara. Cei doi au fost surprinși de polițiști ieri, 26 septembrie, după miezul nopții. După câteva ore, altă captură. De data aceasta, polițiștii au depistat în casa scării unui bloc din Deva un tânăr în vârstă de 21 de ani, care, la vederea agenților de poliție, a aruncat o cantitate de substanță solidă, transparentă, sub formă de cristal, ambalată în folie din plastic. Și acesta s-a ales cu dosar penal. Cu o noapte înainte, polițiștii au găsit droguri în mașina unui tânăr de vean în vârstă de 19 ani. Cercetările continuă.